Bună regăsit, dragi prieteni! Sâmbătă dimineață, obișnuita întâlnire cu fotbalul de Liga 2 aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, așadar avem plăcerea de a-i saluta și pe cei care sunt astăzi pe frecvențele Sport Total FM, numeroși și de altfel ca în fiecare dimineață. Suntem în efectiv complet, așa cum îmi place mie să spun, și îl salutăm pe Robert Gherghe. Te salut, Robert, bine ai revenit! Salut, Ionel, bine te-a regăsit! Așa cum am sesizat încă de când ai venit, iată ce tonus are Robert, dragi prieteni, după această victorie importantă a lui FC Voluntari. Robert, 4 puncte din 2 partide dificile, nu? Cu FCSB și FCU Craiova, liniște, încredere, satisfacție la FC Voluntari. Da, într-adevăr, 4 puncte este obiectivul care l-am autotrasat înainte de aceste două meciuri, desfășurate luni și vineri. Un rezultat de egalitate, poate spun alții, obținut cu șansă în disputa cu FCSB-ul. Este drept, a rusă egală undeva după minutele de prelungiri, dar să nu uităm că și anul trecut în sezonul regulat am fost înfrâns de FCSB, minutul 90 plus 4. Se întoarce rata la fotbal. Da, de senzația a lui Popescu. Și pot să, deja am anunțat oficial, din acest moment, clar, FCSB nu va câștiga campionatul, pentru că în fiecare an când voluntarul reușește să smulgă punct sau puncte celor de la FCSB, acesta nu mai câștigă campionatul. Deci toată lumea știe transmite... că la origini știe toată lumea că sunt stelist, sunt suporter celor de la FCSB. Bineînțeles, că în momentul pentru echipa mea se face voluntar, dar la originile mele sunt legate de FCSB. Din nefericire, i-am anunțat oficial, nici anul acesta nu vor câștiga campionatul. Robert, transmite acolo la nivel de conducere să nu mai facă investiții, să nu mai cheltuiască bani în acest sezon, pentru că rezultatul va fi același, nu va fi campioană. Unde văd eu, Robert, cred că nu mă hazardez, facem această ușoară trecere, dragi prieteni, am și văzut partida de aseară de la Ploiești, cred că farul Robert Gherghe va juca în acest sezon un rol foarte, foarte important, iar, din punctul meu de vedere, cred că farul se poate implica obiectiv cu șanse chiar în lupta pentru titlu. Da, încă este departe, am văzut mulți iepuri în aceștia care au evadat în curse și după aceea au fost principali. Încă arată constanță, Robert, lotul arată, este lot, echilibrat. Lotul bun, constanță, dar... Credem, din experiența mea, nu știu cât de mare o am, dar oricum, din experiența mea nu plec pe fentă, ci niciodată când parcursul bun al unei echipe din statul campionatului. Pentru că statul campionatului este puțin atipic. Ia toate campionatele și să vezi că de fiecare dată era, exceptând poate anul trecut, când Șumudica a plecat foarte bine, ca din tun cu victorii pe linie pentru CFR. De obicei, de fiecare dată avem câte un iepuri în acesta care profită, pentru că echipele încă sunt dezechilibrate, loturile nu sunt așezate. Vezi că perioada de transferuri de abia acum o săptămână s-a încheiat. Deci, da, Robert, dacă n-ai voie, asta poate fi un avantaj pentru cei de la Farul, deoarece au adus câțiva jucători de certă calitate care se integrează încet, dar sigur, în gândirea tactică a lui Gică Hagi. Chiar am văzut aseară partida un Denis Alibec încântător, Robert. A marcat două goluri foarte, foarte frumoase. Da, adevăr, reușitele lui Denis Alibec, în special a doua, credem că am urmărit tot meciul cu mare atenție. Chiar, execuție de jucător, execuție de fotbalist. Execuție de jucător, într-adevăr, nefericitul Vâlceanu, portarul care de fapt aparține FC Voluntari, chiar nu a avut ce să facă. Un meci interesant, m-a bucurat mult și pentru golul marcat de Gabi Tamaș, că încă e în vână, încă trage echipa după el. Sesizăm un ușor recul la echipa ploieșteană. Și atenție, Robert, să vezi programul următor, partide cu CFR, cu FCSB, s-ar putea ca Petrolul, așa cum spui tu, aici avem două situații total diferite, în opinia mea, Farul va continua, fără doar și poate, să joace un rol important, Petrolul și la adăpostul acestui program, deloc prietenos cu echipe care au aspirații destul de mari în acest campionat, cred că încet, încet va da un pas înapoi. Dar noi vorbeam de FC Voluntari, 4 puncte importante, într-o perioadă care nu era, Robert, chiar foarte calmă, din multe puncte de vedere, au venit la timp aceste puncte, se poate așeza de acum încolo în această pauză, nu? Echipa altfel. Da, dar haideți să fim corecți. Toate aceste starea de tensiune era mai mult creată de articole care au avut în presă. Noi la nivelul conducerii, la nivelul nostru, la conducere, niciodată nu am vorbit de tensiune. Nu, dar acum că perioada, și era niște și înapoi, că eram noi nemulțumiți, era cu totul și cu totul altceva. Dar oricum, noi, antrenorul... Dar încrederea era la ea acasă. Liviu Ciobotariu are în continuare încrederea noastră. Credem că am discutat cu cel mai important om care coordonează acest club, și nu mă refer, nu mă ascund, este domnul primar, și chiar în ziua la un moment dat cu el, hai de ce să propunem să facem o propunere de prelungire a contractului lui Ciobotariu. Tocmai pentru a scumpa toate aceste zvonuri care au apărut în presă, că abia nu făceau bine la nivel încredere, atât nici pentru jucători, nici pentru conducători. Da, știi, Robert, că se spune că fum fără foc nu prea există, știi? Și atunci, probabil că unii alimentau asta. Dar iată ce înseamnă, dacă îmi dați voie, dragi prieteni, și această abilitate
a conducerii, din câte știu, Robert, a fost o masă a jucătorilor cu Liviu Ciobotariu, cu reprezentanța conducerii, tocmai pentru a întări ideea că antrenorul este stabil la locul lui, jucătorii să capete încredere și această măsură, această idee chiar a avut efectul scontat. Da, într-adevăr, e foarte important pentru jucător să socializeze, să se simtă. De multe ori, unii dintre ei chiar mă întrebau, domnule, e adevărat ce apar, le spuneam, nu, antrenați-vă, așteptați să vină rândul, veți vedea că antrenorul rămâne. Și drept dovadă că, iată, am vrut să obține 4 puncte, deplasare foarte grea, etapa viitoare în Bănie, voi juca cu CSU Universitatea Craiova, iar apoi mai avem 3 meciuri cu echipele oarecum din zona Piteștiului, cum le spun eu, cu Mioveni, cu Pitești și cu Chindia Târgoviște. Apoi va începe returul de campionat în care vom juca pe propriul teren cu Petrolul Ploiești, deplasare la Botoșani, deplasare la Arad. Planurile sunt bine făcute, da, cum ne spui. Nu, gata. Dar, cred că și calculele, numai Cristi Pustă, pe care l-am întâlnit acum la Blejoi, știi, profesorul care făcea aceste calcule, probabil că și voi acolo aveți așa anumite idei trasate în legătură cu parcursul viitor al echipei. Cel mai important însă, dragi prieteni, iată, FC Voluntari obține aseară o victorie până la urmă meritată, deși Craiova, Robert, nu a arătat deloc rău, însă uitându-ne în economia rezultatului final, Daniel Florea ratează. Se întâmplă, nu, și la un jucător cu mare experiență, o luptă de pedeapsă și n-aș fi vrut să fiu în pielea lui Liviu Ciobotariu dacă în minutele de după aceea, după ce ratezi penalti, să egaleze formația craioveană. Da, într-adevăr, am trăit cu sufletul la gură, numai puțin 2 minute de prelungiri. Să nu uităm și de ratarea enormă a lui Marcelo tot pe final de partidă, dar, mă rog, acesta e fotbal. Așa e făcut fotbalul din ratări, din faze, din momente. Am câștigat 1-0, mergem înainte, că nu avem ce face. Eu încă o dată spun, echipa cred că ușor se află pe un drum bun. Eu cred că am reușit să trecem, să ne recalibrăm după acel moment nu atât de bun al echipei noastre. Apar astfel de momente în viața fiecărei echipe. Important este că am reușit să câștigăm această partidă și să ne continuăm și să continuăm parcursul oarecum puțin mai liniștit în aceste 2 săptămâni de pauză. Imagini de bună calitate de la Chiajna, Robert, dacă-ți vine să crezi. Concordia Chiajna, Comunal și Limbăr, de această dată imaginile sunt oferite de formația gazdă, Concordia Chiajna, care iată face un pas important și pe dar această linie. Dar al doilea teren, dacă nu mă înșel. Terenul 2 de iarbă, dar iată ce bine arată și terenul 2. Felicitări și eu din Chiajna pentru ceea ce fac acolo. Am înțeles că pe terenul principal nu se va intra în această toamnă. Probabil că din retur se va putea juca acolo, în dorința ca și gazonul să fie protejat după ce a fost instalat, se va juca în continuare aici pe terenul 2, care arată ca și bază cu mult peste altele de Liga 2, nu? Absolut, absolut. Și nivelul gazonului, crede-mă că la ce am văzut eu, inclusiv la Ploiești, crede-mă, am văzut aseară gazonul. Era prea prietenos așa. Se vede, totuși evoluează 2 echipe, e destul de greu. Noi ținem foarte, crede-mă că am primit în această perioadă, nu una, extrem de multe solicitări pentru ca alte echipe să se joace meciurile pe propriul teren. Am cedat cu greu, pentru că, dar n-aveam cum să spunem nu, cerere echipei naționale, pentru că e vorba de România. Și când e vorba de România, echipa Under 19 va desfășura în această perioadă 2 partide pe terenul nostru. Dar în rest, noi nu ne protejăm, încercăm să ne protejăm cât mai mult suprafața gazonului, pentru că ai văzut cât de greu e să ajungi să ai un teren la să arate atât de bine, chiar cum arată și cel la Chiajna, și cât de ușor ți poate strica. Păi da, Robert, apropo de asta, și facem și trecerea, dragi prieteni, către etapa de astăzi și de mâine, o etapă, Robert, derulată sub alte coordonate, pentru că n-am avut de multă vreme, la nivel de Liga 2, o rundă care are meciurile alocate pe parcursul la 2 zile. Ne aducem aminte când am plecat împreună, acum 2 săptămâni, către stadionul Gheorghe Dincă, pentru partida dintre FC Voluntari și Dunărea Călăraș, FC Voluntari 2, și facem trecerea, dragi prieteni, și la partida de după amiază. Revenim cu o transmisiune directă la nivel de Liga 3 de pe acela stadion, Gheorghe Dincă, FC Voluntari 2, echipă neînvinsă în primele 3 etape din retur, întâlnește ultima clasată CSA Amara, dar cu siguranță spectacolul va fi la el acasă. Ne aducem aminte, Robert, că ne-am oprit pe suprafața principală de joc, plouase, pentru a vedea cum se prezintă terenul cu câteva ore înainte de meciul cu Rapid și totul era perfect, chiar dacă plouase, apropo de starea gazonului pe care o avem la Voluntari. Da, adevărat, nu, avem Nu, acum nu ne lăudăm, noi suntem oameni mândrăși de obicei, dar la ora actuală suprafața de joc a terenului din Voluntari este top. Este cu siguranță în top 3, indubitabil. Mi-ar fi greu să spun alte 2 suprafețe de joc mai bune decât ce avem noi la ora actuală la Voluntari. Terenul arată chiar impecabil și chiar și oaspeții noștri la Craiova remarcau că ei n-au jucat în acest campionat pe un teren, chiar dacă au jucat și pe arena națională, pe un teren de o calitate atât de bună a gazonului. El, mă rog, este un gazon nou făcut anul acesta, o investiție. Și investiția, o investiție majoră. O investiție majoră, pentru că nu s-a investit numai în gazon, s-a renovat tot ce înseamnă bază sportivă la Voluntari, o investiție care, nu mă feresc să spun, s-a atins suma de jumătate de milion de euro băgați numai în acest în baza sportivă, o investiție pe care în întregime a susținut-o primăria orașului Voluntari.
Așadar, dragi prieteni, să ne întoarcem la această etapă oarecum mai specială, cu 9 partide în decurs de doar 2 zile. A fost și programul Cupei României, care a schimbat puțin traiectoria grupărilor de Liga a doua. În schimb, Robert, astăzi, din cele 6 partide pe care le aveam programate, iată că una nu se dispută. CSA Steaua Unirea Constanța a fost amânat după ce aseară Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a suspendat arena din Ghencea pentru 4 etape și foarte probabil era timpul foarte scurt să se bute pe un alt stadion, nu? Bă, și gândeam că poate se repliază repede la Clinceni. Unirea Constanța este o echipă care se pregătește aici în București. Arbitrii erau la fața locului, dar până la urmă această partidă s-a amânat. CSA Steaua, 4 etape, nu va putea juca în Ghencea. Da, bă, e o suspendare mică, credem. La ce au făcut acei suporte în partea de apărare națională, etapa trecută, în victoria 2-1 cu Dinamo, cred că mă așteptam la o pedeapsă mult mai dură. Și să nu uităm că acest club este recidivist. Eu mă voi vedea pe viitor, pentru că fanii, eu știu pe cei din Peluza Sud, își vor da din nou un petic și vreau aceea să văd ce măsuri draconice se vor lua împotriva acestor huligani, care nici măcar nu pot fi numiți suporte. Sunt niște huligani care vin acolo cu singurul... Și fac rău în primul rând echipe, Robert. Da, singurul lor scop este să vină să se bată. Eu am văzut cum arăta arena imediat după meciul acela, pentru că a jucat în voluntariu cu FCSB-ul Luni. Dumnezeule, păcat de acea arena, efectiv, ți era milă, dar cei care dețin arena au reușit foarte rapid să înlocuiască sute de scaune rupte. Deci, practic, întreaga arena națională era efectiv vandalizat. Cine va plăti pentru aceste pagube? Evident, tot cei de la CSA Steaua, evident, tot din banii noștri, pentru că este un club susținut în întregime de banii oferiți de către Ministerul Apărării Naționale. Dar să spun, Robert, ce au făcut cei de la Ploiești, dirigătorii arenei Ilie Ioan în sectorul oaspeților. Bine, n-a fost cazul la seară celor de la Farul, care chiar au avut o galerie destul de numeroasă. Au scos scaunele de plastic, oricum zburau către teren, știi? Și atunci au zis, bă, le scoatem noi ca să nu ne mai arunce fanii, să le reparăm, iar să le punem, știi, tot sectorul acolo a rămas fără scaune. Arată destul de ciudat într-o arenă așa frumoasă, cum este și Ilie Ioană, fără scaune în sectorul oaspeților. Ne întoarcem, dragi prieteni, la etapa din Liga a doua și, Robert, iată că ne pregătim și aici de o pauză. Deci, voluntarii deja este în pauză, nu? După partida de aseară, toate echipele de Liga 1, după ce vor susține jocurile din această etapă, se vor odihni, dacă putem spune așa, 2-3 zile libere, după care echipele revin la pregătire. Așa se va întâmpla și la Liga a doua. Vorbim de ultima etapă înainte acestei pauze de 2 săptămâni și să intrăm, Robert, în programul meciurilor de astăzi și să ne oprim la Târgu Jiu, unde Viitorul Pandurii Târgu Jiu întâlnește Progresul Spartak, două echipe în vervă par la acest moment. Da, două echipe, eu pentru mine, crede-mă, spun Viitorul Pandurii Târgu Jiu, eu sunt surpriză mai mult decât plăcută. Eu chiar în emisiunea trecută spuneam să facem un exercițiu de imaginație în cazul în care nu ar fi pierdut partea din prima etapă 1-0 pe propriul teren cu Dubrăvița și în etapa 4, acea înfrângere surprinzătoare la Unirea Constanța 2-1, această echipă ar fi avut 15 puncte, ar fi fost pe prima poziție. Au învins la Timișoara cu 1-0, au învins pe Schellenberg pe propriul teren cu 1-0, nu mai spun victoria clară în fața celor de la Dinamo cu 2-0. Iată o echipă interesantă, cinstită spun, o echipă care eu, chiar dacă la startul acestui sezon nu-i acordam foarte multe șanse, iată că de data aceasta echipa din Târgu Jiu, din orașul lui Brâncuș, poate de ce nu să se înscrie cu șanse pentru accederea în play-off. Eu cred că această echipă ar merita. Pentru prima dată văd că este liniște la echipă, în ciuda faptului că echipa, din câte știu, se află în insolvență. Am înțeles că este o stare de normalitate la nivelul lotului. Și de ce nu, în această partidă, ușor cred că pleacă favoriți întâlnirea cu cei de la Progresul Spartak. Iarăși o revelație și această Progresul Spartak, trebuie să recunoaște dacă toată lumea, inclusiv eu, ținând cont de lotul cu care a început acest campionat, vedeam victimă sigură această echipă bucureșeană. Ei bine, nu este așa. A reușit câteva meciuri foarte bune în acest, câteva rezultate surprinzătoare și aici mă refer mai ales la acea victorie pe care au înregistrat-o pe propriul teren cu FC Brașov 2-1, rezultat de egalitate etapa precedentă 0-0 cu Oțelul Galați, victorie la Politehnica Timișoara, iată această echipă timișoreană care dă puncte tuturor de înfrângere pe linie cu 0-1, dar... Aici, Robert, dacă dai voie, aș face o comparație, de exemplu, între Hermannstadt și această Progresul Spartak. Eu oarecum mă așteptam, cel puțin în prima parte a sezonului, ținând cont de faptul că Andrei Irimia se bazează pe omogenitate, foarte puține schimbări. Sunt jucători care evoluează sub comanda sa de 3-4 ani, care știu foarte bine mecanismele acestei echipe, jucători tineri care realmente nu au nimic de pierdut și au demonstrat acest lucru pe gazon până acum. Rămâne de văzut, știi că punctam mai devreme,
Noi ne mirăm de echipe de genul ăsta. Stai că poate o etapă, două, trei, exuberanță, tinerețe, entuziasm, dar iată că Hermannstadul merge realmente incredibil în Liga 1 și foarte probabil, Robert, progresul, dacă nu pierde nici asta, se poate înscrie pe această linie ascendentă trupa lui Andrei Irimia. Da, eu sincer spun, eu cred că maxim, părerea mea, nu trebuie să supăr pe nimeni, știi foarte bine că sunt fanul echipelor bucureștene, eu cred că în această etapă maxim un punct este ce va putea scoate echipa bucureșteană, pentru că viitorul Pandurii Târgu Jiu este echipă robustă pe propriul teren și totuși această tinerețe a jucătorilor, pentru că și una peste alta și cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu sunt o echipă cu jucători tineri, totuși au un lot câțiva jucători experimentați și mă refer la Gabriel Dodoi, la Claudiu Dragu. Care nu prea se mai găsește pe lista marcatorilor, Robert, Dodoi a cam dispărut de acolo. Îl așteptăm. Îl așteptam, măi. Mă bucur să revăd, pe plan personal, mă bucur să revăd că în primul 11 astăzi joacă Adelin Părgălabu, cel care 2 ani de zile am purcat tricoul echipei noastre FC Voluntari. Iată că o echipă bună, acest Raul Opricu, un jucător foarte portar foarte interesant, care pe mine promotat portarul. Da, dar un portar interesant, spun pe mine sincer, titular, a prins toate în toate aceste prime 6 etape, avea 90 de minute. Este un portar crescut de UTA Arad, dacă știi el, dar iată că face față un jucător de portar mai 20 de ani. De bun augur, Robert, pentru că el poate apăra aici, știu eu, Liga a doua îți oferă oportunitatea de a fi foarte bine vizibil. Meciurile sunt de o altă calitate, de o altă intensitate. Pandurii Târgu Jiu, viitorul Pandurii Târgu Jiu, progresul Spartak, unul din meciurile importante ale acestei etape, aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Dar ce putem spune, Robert, de partida de la Chiajna, iată, suntem în continuare pe Metropola TV cu imagini de bună calitate ale Concordiei, terenul 2 care arată foarte bine, de fapt întreaga bază Concordia la capitolul ăsta, Robert, stă foarte bine, mai greu în clasament, mai greu cu punctele, meciul de astăzi se anunță a fi unul extrem, extrem de interesant cu o echipă adversă, Comunal și Limber, care este și în grupul formațiilor de play-off la acest moment, Concordia departe, foarte departe de așteptări, dar parcă ultimele rezultate, Robert, aduc o oarecare normalitate, adiere de normalitate la Concordia. Crede-mă, chiar pe drum până să ajungă aici la redacție, vorbeam cu Bogdan Bălănescu și chiar discutam de situația celor la Concordia chiar și zic, ce e o lipsie acestei echipe, zic, bani are, lot are, conducere, stabilitate. Zic, stadion. Sunt al patrulea sezon în care ei, dacă nu vor, au fost cel mai aproape sezonul trecut, când au primit 93, ei erau Liga 1, erau promovați. Neșansa a făcut să primească acel gol, dacă nu mă semn așa, cea mai, dar marca pentru Chindia. Cu capul, cel mai mic jucător al Chindia, exact. Marca cu capul. Și i-a dus în prelungiri și de acolo totul s-a năruit pentru echipa. Robert, mai puțin să vedem și clasamentul. Iată, LPF2.ro ne ajută din acest punct de vedere. Este un clasament, trebuie să menționăm, în care sunt incluse meciurile care încep la ora 11 cu scorul de 0-0. Practic, un clasament în timp real, practic de pe 13 minute, de peste 13 minute când se va da startul acestei etape a șaptea. Într-adevăr, ce putem să spunem? Remarcăm prezența pe prima poziție a celor de la Unirea Deji, Unirea Slobozia, echipe puternice, puternice ca CSEA Steaua, Csíkszereda, Schelinber, iată un grup de echipe puternice care au toate atuuri și poziția lor nu este întâmplătoare. Bineînțeles că poate sunt anumiți iubitori ai fotbalului care pun la îndoială totuși valoarea acestei echipe, Unirea Deji, cum a ajuns să fie chiar pe prima poziție, dar eu, sincer, la ce am văzut, la exprimarea jocului, la cum îi antrenează tânărul antrenor militarul pe elevii săi, eu cred că această prezență nu este deloc întâmplătoare și dacă va fi să continue această serie de rezultate extraordinare, Unirea Deji, de ce nu să fie una dintre prezențele meritorii în play-off-ul acestei ediții de Liga 2? Da, mă și gândesc, Robert, că cu siguranță drăznesc și eu prea mult în acest moment. Să vedem Unirea Deji chiar în lupta pentru promovare. Ar fi incredibil dacă pot ține ritmul jucătorii de la Unirea Deji. Evident că vorbeam cu Gabriel Magdaș, ei traversează o perioadă foarte bună, contează în primul rând meciul care urmează astăzi, este cel cu Politehnica Timișoara, dar ne întoarcem puțin, Robert, la Concordia Schelinber și formația vizitatoare care plecase la drum cu obiectivul important în primele 6 etape, din câte cunosc de la conducerea clubului, era obiectivul de a îndeplini 18 puncte, cam așa gândea Cornel Stănilă, președintele acestei echipe, n-a fost chiar așa, pentru că lupta este una foarte, foarte echilibrată, dar și astăzi, Robert, Comunal și Limber poate oferi o replică de bună calitate. Da, să nu uităm, Comunal și Limber a pierdut
1-0 în urmă cu două etape chiar la Târgu Jiu, meciul de care aminteam mai devreme, iar în minutul 93 a scăpat printre degete un rezultat de o victorie cu compania celor de la Unirea Deget, etapa trecută când Ionuț Frăsineanu în minutul 93 a reușit să aducă egalarea pe tabela de marcaj într-un meci în care Șelimbăru, ne-au spus cei de la fața locului, a ratat o multitudine de ocazii. O echipă interesantă această, Șelimbăru, cu siguranță o misiune foarte grea pentru Concordia Chiajna, o Concordia Chiajna care, sincer îți spun, aveam mult mai multe așteptări, dar vom vedea cum ce primul 11 ne va oferi echipa ilfoveană. De primul 11 pe care îl văd oferit de cei de la Șelimbăru, remarc din nou practic prezența lui Alexandru Dandea, Ciocâlteu, Raicea, Octavian Ursu, Cărăuș și iată jucătorii, Alexander Mitrović, acest tânăr portar talentat în poartă, Jordan Gele, vârful de atac francez. Despre deci... care cei de acolo, Robert, și ne bucurăm că avem imagine la Chiajna, spun, de fapt îmi povestea cineva de la Șelimbăru că din discuțiile pe care le are cu alți reprezentanți ai ligii a doua, acest Gele este văzut la acest moment drept cel mai bun jucător de atac din linia, din eșalonul secund. Un jucător francez care astăzi va părăsi România și îmi spuneau cei de la Șelimbăru, Robert, zice, băi, îl ducem la aeroport azi după meci și jucătorii ăștia francezi sunt așa de imprevizibili că nu știu când mai vine, dacă mai vine la timp. Și era o remarcă foarte, foarte serioasă, deși jucătorul spune că se simte foarte bine la Șelimbăru. Au primit ei reacții din partea altor formații, este foarte, foarte puternic, protejează foarte bine mingea, are și calitate tehnică, un jucător cu mult peste nivelul eșalonului secund, se spune despre acest Gele. Absolut, dacă tot ai dus discuția puțin către atacanții Ligii a doua, haideți să fac o remarcă, n-am discutat până acum, au trecut 6 etape, iar dacă de fiecare dată în sezoanele trecute aveam câte un kicker roșu, aveam un jucător care se detașa în funcția Din start, iată pe prima poziție întâlnim pe Angelo Cocian și un mijlocaș la origine și pe Crista Falna de la Unirea Slobozia, ambele câte 4 goluri. Urmează pe poziția 3-a un grup important cu jucători de care a marcat 3 goluri, unde remarcăm pe Ovidiu Hera, cel care a marcat singurele 3 goluri ale echipei Metalo Globus. Incredibil așa ceva pentru mine acest lucru, doar 3 goluri reușite de Metalo Globus în această ediție de campionat, toate marcate de Ovidiu Hera, același Ovidiu Hera care ne amintim, arătașul lovitură de la 11 metri în meciul cu Ripensia Timișoara, la scor de 1-0 pentru echipa bănățeană. Da, Robert, și foarte bine ai făcut trecerea la următoarea partidă. Chiar Metalo Globus se întâlnește CSM Slatina într-o situație absolut delicată pe care n-a traversat-o de multe sezoane Metalo Globus București. Un singur punct, despărțirea de Eugen Trică, antrenorul instalat în vară, a survenit în aceste condiții firesc. Echipa nu are, Robert, astăzi antrenor principal. Marius Burcă spunea și probabil că îl întrebam acum din nou pe conducătorul Robert Gherghe, cum vine această întrerupere, au zis să nu se grăbească să pună un antrenor înaintea meciului cu cei de la Slatina, vor analiza bine în aceste zile pentru a face, spun ei, alegerea corectă. Florin Drăghici, preparatorul fizic, este cel care conduce echipa astăzi în disputa cu CSM Slatina, o formație, Robert, care pare că s-a ancorat destul de bine la realitatea eșalonului secund, deci nu a făcut mișcări notabile să merge și acolo normal, de altfel, pe omogenitate. Da, într-adevăr, atât CSM Slatina vine cu aceea, cu o mare parte cu aceia jucători pe care i-a avut și în sezonul trecut, foarte puțin, un Robert Gherghe care de acolo i-a dus nou acum, iată un Luis Nițu. Remarcă apariția lui George Leață, un jucător interesant, un jucător foarte tânăr care vine la CFR Cluj împrumutat. De partea cealaltă, echipa Metalo Globus, citesc câțiva jucători care vreau, iată, Gavrilaș, Răuță, Goge, Ocan, Herea, ambii frați Herea. Deci, crede-mă, o echipă foarte, foarte, foarte experimentată, care ne mai propune pe banca de rezervă un Lucian Cazan, un Dragoș Cuiban. Iată ce echipă experimentată nu reușește sub nicio formă să facă pasul, să producă acest declic. Am înțeles, în cupa au jucat cu cei de la CSE Afumați, au pierdut la lovitură la 11 metri. Nu am putut această partidă, deși vreau să mă duc în special să-l văd pe prietenul meu, pe Petre Goge, să-l văd la meci. N-am vrut să văd meciul de la Afumați. Dar, din câte am înțeles, evoluția per total a echipei bucureșene n-a fost la nivelul unei reprezentante a eșalonului secund în disputa cu cei de acestea fumați. Da, Robert, poate că pare și normal. Este o situație absolut delicată în acest moment la Metalo Globus. Încearcă cei de acolo să gestioneze bine. Am și vorbit cu Marius Burcă și îmi povestea, Ionel, mă sunați, dar ce să spun în aceste momente, pentru că echipa este într-o degringolată totală, nu avem nici măcar antrenor, vom numi pe cineva săptămâna care urmează. Din informațiile mele, unul din numele vehiculate, dar probabil, Robert, că este greu de adus, ar fi Eric Lincar, o încercare oarecum temerară a celor de la Metalo Globus București. Știm că Eric Lincar, nici de-l cunosc eu și îl cunosc destul de bine, nu prea agrează să preia echipa așa în plin sezon. Rămâne de văzut pe cine vor găsi cei de la
în Metaloglobus București. Dar vrei ce se la tine? Vrei să spun unde, un nume? Un nume care s-a vehiculat? Dinu Tudoran. Dinu Tudoran. N-a avut acceptul meu personal ca să plece de la echipa a doua pentru... Dar nu cred că făcea pasul ăsta totuși Dinu Tudoran. Pentru că, știi, s-a mai întâmplat, Robert, adică pleci de la o stabilitate pe care ți-o asigură echipa Secunda FC Voluntari, unde crezi foarte mulți tine jucători de la Academie, se și vede, sincer vorbind, mâna lui Dinu Tudoran, faptul că acest antrenor, care este fără doar și poate valoros, își pune amprenta pe jocul echipei și pe ascensiunea unor tine jucători, care bat clar la porțile primei echipe. Te duci, Robert, la o formație cum este Metaloglobus, unde situația este delicată. Și dacă se întâmplă din nou, ca după câteva etape, să nu vină revirimentul așteptat, ce faci tu? Cred că a cântărit foarte bine Dinu Tudoran și cred că a luat decizia cea mai bună. Ne mutăm la Baia Mare, unde Minaur întâlnește pe Dumbrăvița, o echipă care plecase foarte bine la drum, exuberant așa, surprinzător, dar care cedează Robert Terena și primi foarte multe goluri. Apărarea pare să fie punctul nevralgic. Iată imagini de bună calitate și de la Baia Mare. Minaurul încearcă și să-și creioneze un drum mai bun în acest sezon. Rămâne un meci oarecum deschis oricărui rezultat. Da, așa, Dumbrăvița, care în prima etapă a vis pe Viitorul Pandurii Târgu Jiu, meciul de care iarăși îl aminteam că în momentul când am discutat de echipa gorjeană, și mai mult această Dumbrăvița care etapa a treia a reușit un rezultat senzațional din punctul meu de vedere, 2-2 cu Concordia Chiajna. După aceea, din nefericire, a urmat o serie de înfrângeri, 0-3 pe propriul teren cu Slatina, 2-1, înfrângere scurtă, aș putea spune, în fața celor de la Gloria Buzău, și dar totuși am văzut etapa precedentă, a fost acel 2-4 pe propriul teren cu Unirea Slobozia. Între timp am mai avut și acea partidă 0-3 pe propriul teren, tot cu CSEA Steaua. Deci o echipă care, din punct de vedere al apărării, suferă, iată, numai puțin de 9 goluri în 3 partide, o medie de 3 goluri pe meci, iar în fața lor o Baia Mare, o echipă FC Minaur, Baia Mare, iarăși o echipă, practic astăzi se întâlnesc echipele care practic mi-au dat mie planurile peste cap, atât Minaur, Baia Mare, cât și Dumbrăvița, eu nu vedeam că vor promova. Și iată că echipe ca și Covinul Hunedoara și CSM Reșița nu au făcut pasul câte șalun secund pe care eu le vedeam favorite, clar, echipe neînvinse în sezonul regulat, iată că totuși până la urmă au reușit să confirme. Într-adevăr, mai bine legată din punctul meu de vedere cei de la Minaur Baia Mare, au reușit o serie de meciuri bune. Chiar dacă sunt undeva în partea de jos, în a doua jumătate a clasamentului, este o echipă care în acest moment nu are niciun fel de... nu are emoții și mai ales că nu a pierdut niciun meci pe propriul teren până în acest moment. Această Minaur Baia Mare, aș remarca totuși o victorie în deplasare pe care a obținut-o, 1-0 în dauna celor de la Metaloglobus, apoi o răsturnare foarte bună de scor în partea cu CSM Slatina, tot o nouă promovată, 2-1, în etapa 5-a, pentru că etapa trecută am urmărit meciul cu foarte mare atenție și tu știi foarte bine motivul. Cixereda, Minaur Baia Mare, 2-0 pentru Ciucar la pauză, o încercare de revenire a echipei băimărene în partea a doua jocului, totuși zădărnicită de al treilea gol marcat de acest tânăr jucător, Raul Șandor, și totuși mă remarc, chiar dacă nu joacă astăzi, forma incredibilă în care se află echipa Cixereda Miercurea Ciuc. Da, Robert, și pentru că astăzi mai avem o singură partidă, este evident că trebuie să ne oprim și la Dej, unde pare, spun eu, dezechilibrat duelul dintre Unirea Dej și Politehnica Timișoara. O situație delicată pe care o traversează trupa bănățeană sub comanda lui Bogdan Andone. Poate că, Robert, mulți nu se așteptau ca după acest start dezastros, acesta este cuvântul al celor de la Timișoara, Bogdan Andone să cedeze. Ei bine, el spunea că nici nu se gândește la plecarea de la Timișoara, încercând în continuare să așeze lucrurile pe un făgaș normal. Unirea deci pare favorită certă în această dispută, mai ales că, vorbeam cu cei care conduc echipa, în meciul de cupă de la Bistrița, Robert, au și odihnit titularii în perspectiva acestei partide și îmi spunea foarte bine și îmi permit, Robert, ca și conducător, să spun acest lucru. În povestea Gabriel Magda și președintele, zice Ionel, am convenit cu antrenorul Dragoș Militaru că mai important pentru noi este meciul de campionat cu cei de la Poli Timișoara. De ce? Pentru că săptămâna viitoare va fi o rectificare de buget la primărie. Avem nevoie de bani și echipa trebuie să fie pe o poziție foarte bună în clasament, așa că aștept victoria să mă pot duce în fața consilierilor și a primarului cu argumente serioase că mai avem nevoie de ceva întărit la buget. O judecată logică, nu? O judecată logică, n-am. Este perioada în care consiliile locale rectifică bugetul și, într-adevăr, probabil că și ei au nevoie de anumite sume de bani pentru a avea stabilitate. Sunt convins că cei de la Dej nu au un buget foarte generos în comparație cu alte echipe de Liga a doua. Este și normal, una este Dej, una este Chiajna, una altceva este Iașu, Brașovu și celelalte orașe. V-aș fi vrut să adaug aici și Timișoara, din nefericire, repet, Consiliul Local al Municipiului Timișoara nu se implică aproape deloc în susținerea activității sportive, dar aceasta este decizia lor. Într-adevăr, un meci în care
și eu, cu tot respectul pentru Bogdan Andone, știi foarte bine că sunt foarte atașat de acest antrenor și nu numai din perioada în care a antrenat echipa noastră din voluntari, totuși îi văd pe cei din Oradej ușor favoriți, deoarece pe propriul teren această echipă este o nucă grea. Iar totuși Timișoara vine după 3 meciuri consecutive, toate pierdute cu 1-0. Este clar că există o problemă și pe plan ofensiv pentru echipa timișoreană. O echipă timișoreană care nu o să-ți vină să crezi, în 6 etape. A marcat un singur gol, acela în prima etapă cu Unirea Constanța. De atunci, iată, numai puțin de o secetă, cum rar mi-a fost dat să văd la nivelul unei echipe de Liga 2. Dar mie mi-a plăcut, Robert, încercarea unui antrenor care are nume, a fost și un jucător, știu eu, interesant, și un antrenor care a trecut la câteva echipe importante, chiar în peisajul Primei Ligi, spunea că în acest moment lipsește un președinte și chiar avansa numele lui Dani Coman, pe care l-a și avut la Astra, de altfel spunea că, doamne, dacă am avea un președinte și aș avansa numele lui Dani Coman, cu siguranță că lucrurile ar merge mai bine la echipă. Cine știe, poate că până la un punct are dreptate, dar, Robert, până mergem la prima legătură, să amintim faptul că și mâine sunt câteva meciuri extrem de interesante în programul acestei etape, chiar spuneai tu de Csíkszereda, o echipă în forță, în formă, care merge la Timișoara cu argumente clare de a câștiga în fața Ripensiei, nu? Da, adevăr, o Ripensia, una de mare dezamăgire, cum se plac toate cele trei echipe timișorene. Dacă ne uităm bine pe clasament, pe ultimele două poziții, regresim. Imagini și de la Metaloglobus, produse de cei de la Slatina. Da. Chiar rezonabil, Robert, nu? Da, și mulțumim celor de la CSM Slatina pentru efortul pe care îl fac. Înseamnă respectul față de proprii suporteri. Știm că la Slatina există o emulație în jurul acestei echipe. Oltenii iubesc foarte mult fotbalul și așteptau, iată, după o perioadă destul de însemnată, cred că sunt 6-7 ani, ca fotbalul... Nu, am mai fost, greșesc, acum am mai fost în urmă cu două sezoane și a retrogradat. Dar a fost din Tudoran, că vorbeam. Dar și această echipă, aceste Slatina, a venit după foarte mult timp pe fosta echipă, FC Olt, iată, a reușit să aducă oameni în jurul echipei. Da, ne vom întoarce, Robert, la meciurile de mâine, pentru că astăzi ajungem deja la Târgu Jiu. Vorbeam de partida dintre Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Progresul Spartak, una interesantă în programul acestei etape, ca de fiecare dată pentru Metropola TV și Sport Total FM. La fața locului, Călin Stoleru. Te salutăm, Călin, bună ziua! Bună ziua, de aici, de la Târgu Jiu, vă salut de pe stadionul municipal. În prezența a 100 de spectatori, așa se dispută partida dintre Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Progresul Spartak. Echipa care este pe locul 8 în clasament, echipa oaspete cu 10 puncte, în timp ce Viitorul e pe 10 cu 9 puncte. A început frumos această partidă cu ocazie a oaspeților în minutul 2 după o greșeală în apărarea celor de la Viitorul. Unul dintre jucătorii de la Spartak, cred că a fost acolo Giovanni Petcu, a recuperat mingea, i-a trimis-o lui Dițu și acesta din cam de la 10 metri așa a șutat însă pe lângă poarta celor de la Viitorul, care au scăpat cu bine de această primă incursiune a oaspeților, care acum sunt tot în preajma careului, au lovitură de col, să vedem ce se va întâmpla la această lovitură. Mingea a ajuns în careu, însă apărarea Viitorului a respins cu bine. Progresul a început astăzi partida cu Valentin Margarit în poartă, jucător de câmp Mario Dumitru, Eduard Radu, Danila Parpeon, Nicolae Leafu, Bardot Ulrich, Andrei Grigore, Andrei Purice, Giovanni Petcu, Ionuț Tudorache și Alexandru Dițu, vă spuneam, cel care a și avut prima oportunitate de gol. Aceasta este echipa trimisă de Andrei Erimia în teren pentru Progresul Spartak. De partea cealaltă, cei de la Viitorul au început cu Raul Opric în poartă, jucător de câmp Robert Enescu, Alexandru Core, Radu Rogac, Adelin Pârcălabu, Denis Brânzan, Răzvan Pulpe, Vlad Toma, Gabriel Dodoi, Alex Dulca și capitanul echipei Claudiu Dragu. Este formula trimisă în teren de Florin Stângă pentru partida de astăzi. Evident că gorjenii își doresc victoria, au un parcurs foarte bun în ultima vreme și țintesc o nouă victorie în Liga 2, ceea ce ar propulsa aproape de locurile de play-off. Partida de la Târgu Jiu este arbitrată la centru de Mariana Cristina Trandafir din Popeșle Ordeni, ajutată la cele două linii de Raul Ghiciulescu din Lugoj și Ioan Daniel Humita din Armeniș. Al patrulea oficial, Sebastian Lăstun din Râmnicu Vâlcea, observatori pentru această partidă, Zaharia Ciev și Romeo Malac, ambii din Timișoara. Suntem în minutul 5 al confruntării de aici, de la Târgu Jiu, în continuare 0-0 pe tabelă între Viitorul și Progresul Spartak.
Mulțumim foarte mult, Călin Stoleru. Evident că ne vom întoarce, probabil, de foarte multe ori acolo, la Târgu Jiu. Am văzut, Robert, puțin mai devreme imagini de la Dej și astăzi avem o situație puțin delicată, pentru că cel care comentează partidele pentru Metropola TV și Sport Total FM, Răzvan Căucean, se însoară, are nunta, chiar glumeam cu el, fugi două ore de la nuntă, de la cununie și comentează meciul. Din păcate, nu am găsit pe altcineva acolo, în ciuda eforturilor făcute chiar de președintele clubului, Gabriel Magdaș, care s-a implicat pentru a rezolva această problemă. Avem doar imagini de la Dej de această dată, casă de piatră nouă, Răzvan Căucean, și te așteptăm la următoarele apariții. Iată din nou imagini de la Dej. Chiar au făcut eforturi pentru a prezenta meciul, măcar în această manieră, cei de la Unirea Dej. Avem și astăzi, nu, 4 partide, care au început, Robert, evident, suntem doar în primele minute. Vom avea oare parte de o etapă cu goluri astăzi, cele 5 partide pe care le urmărim împreună? Nu. Premizele? Nu? Astăzi nu. Astăzi nu văd, pentru că sunt echipe în care... Închise, așa, da. Da, teoretic, în toate cele 5 partide, echipele gaze sunt favorite și nu aș pleca pe niciun 2 solist în acest moment. Totuși sunt meciuri în care sunt dominate de echilibru și cred că vor fi partide destul de strânse. Eu, care de obicei sunt un timp mai exuberant și de fiecare dată sper să pot să avem șansa să relatăm de pe arenele din Liga a doua cât mai multe goluri, de aceasta simt că va fi o etapă destul de închisă, cel puțin în meciurile care se dispută astăzi. S-ar putea ca meciurile de mâine, cred, și chiar te l-am dat cu prețul. Da, să continuăm, Robert, cu meciurile de mâine. E vorba de întâlnirea de la Buzău, dintre Gloria Buzău, Dinamo. La Slobozia, un meci foarte interesant în care Costel Enache și întâlnește fosta echipă din meciul dintre Unirea Slobozia Politehnica Iași, un meci de total dezechilibrat la Timișoara, din punctul meu de vedere, unde Csíkszereda arată o formă de zile mari. Crede-mă că am urmărit, în mod special și poate nu mă crede, am urmărit prima repriză a partidei dintre Aerostar, Bacău și Csíkszereda miercuri. Ca să te edifici complet asupra celor de la Csíkszereda. 4-0 la pauză. Un antrenament cu public, Robert. Da, da, și, dar au jucat cu echipa bună. Surprinzător, au jucat cu echipa bună. Au mai schimbat ceva jucători, dar niște goluri senzaționale, niște goluri marcate de la distanță. De către... Da, Robert, dacă mai voi, o echipă, da, care se respectă pe toate, pe toate planurile, nu? Această formație, nu? Csíkszereda Mercăciu, care va juca, din punctul meu de vedere, un rol important în acest sezon, nu? Iar ultimul meci al rundei, tot mâine de la ora 11, la Galați, un meci cu tradiție, în urmă cu 20 de ani, se desfășura în prima ligă, Oțelul Galați întâlnește Republica Ciuc la FC Brașov, un meci în care Dan Alexa, un duel Dan Alexa, Dorin Elmunteanu. Da, imagini pentru cei care sunt pe Metropola TV de la Chiajna, Concordia Robert, probabil că și a fost un atac al oaspeților oprit să se defensiva. Da, mergem la Chiajna și îl ascultăm pe Dan Marinache, transmisă pe care o facem pentru contul de YouTube acela de la Concordia. Să-l ascultăm așa pe colegul nostru, Dan Marinache. Cele două echipe, să prezentăm cele două echipe. Iată, în poarta echipei noastre, Martin Ciudi, jucător de câmb, Radu Simion, Raul Palmeș, Alexandru Stănică, Sorin Bușu, Dorin Codrea, Giovanni Ghimpuș, Paul Pațurcă, Mediop Ndiaye, Ajen Lulacu și Mihai Constantinescu. Este 11 primis în teren de Ian Izicu. De partea cealaltă, Eugen Beza a ales următoarea distribuție: Mitrovici în poartă, Arhiri, Rizea, Raicea, Radu Crișan, Luca, Dandea, Ciocălteu, Cărăruș, Ursu și Iuri Jordan sunt cei 11 jucători ai echipei CSC Schellenberg. Au trecut aproape 7 minute din această partidă. Este în continuare 0-0, meci suficient de echilibrat, cu o replică curajoasă a oaspeților. Da, cei de la Concordia, iată că încearcă să găsească astăzi drum către victorie. Și vorbeam, Robert, de această situație, Lulacu și Mediop Ndiaye, ultimul pare să fie atacantul pe care îl căutau cei de la Concordia, să fie și astăzi omul cu golurile. Da, și iată că am revăzut, am regăsit pe lista de rezervă un Rusescu, un Voinea. Iată ce echipă puternică ofensivă are această Concordia Chiajna. Se văd investițiile pe care le face conducerea acolo. Dar, Robert, cum ți s-a părut declarația lui Raul Rusescu, care spunea: doamne, eu oarecum sunt pasager aici la Chiajna, pentru că visez să joc din nou în prima ligă. Adică nici nu cred că a punctat bine aici. A marcat etapa trecută și deja se gândește la prima ligă. Și atenție, Robert, la echipa națională, spunea Rusescu, că încă mai visează în momentul în care va mai îmbrăca tricoul echipei naționale. E dreptul lui să viseze, dai seama. Este o ocazie... Așteptăm, nu, într-adevăr, la Minaur Baia Mare am avut, este 1-0, de Dumbrăvița deschide scor la Minaur Baia Mare. Haideți să ne mutăm la Baia Mare, dragi prieteni, iată că deschidere de scor, surprinzător, Robert. Exact.
dacă putem să o comutăm să vedem imagini, 1-0 Dumbrăvița cu CSM Vineorbaia Mare. Haideți să urmărim această fază interesantă. Ne oferă în continuare, Robert, surprize plăcute această echipă comunală Dumbrăvița. Probabil că aceasta este faza, nu? În care vizitatorii vor marca. Ce pătrundere acolo, în jumătatea adversă de teren, curajos acolo. Ce face jucătorul acesta? Incredibil, dacă el marchează. Da, senzația. Uimitoare fază, un Robert. Un gol de senzație, un gol de CNN marcat de acest jucător, care a plecat din propria jumătate de teren, da, și a dilbat tot ce a avut. Ce exuberanță acolo. A dilbat tot ce a avut în cale. De la Dumbrăvița, cred că au venit și puținii suporteri din tribună, au coborât și ei acolo pentru a-l felicita pe autorul golului. Fantastică reușită. Iată că avem parte de așa ceva și la Liga a doua. Vineorbaia Mare, Dumbrăvița 0-1. Și poate, Robert, să fie momentul în care avem, știu eu, deschiderea acestor goluri, seria de goluri din această după-amiază. Da, de minutul 10. Mergem chiar la Baia Mare. Robert, Ioan Șter este acolo. Ioan Șter, debut, fericit de partidă pentru echipa vizitatoare, care marchează după doar 10 minute. Bună ziua! Așa este. Suntem în minutul 11, dar din minutul 9, oaspeții CSC Dumbrăvița conduc cu scorul de 1-0. Toma Bodre a luat o minge la centrul terenului, a căsitat mai mulți adversari fotbaliști băimăreni, a pătruns în careul de 16 metri nestingerit și a săltat balonul peste Costache. Partida a fost una în care oaspeții s-au dovedit a fi la cârma jocului. Au mai avut două ocazii importante de a înscrie prin același Toma Bodri, minutul 8, dar și prin Paulevic, minutul 6. Pe urmare, din minutul 9, oaspeții conduc cu 1-0. Într-o partidă în care se întâlnesc două noi promovate. Hai să trecem o revistă cele două echipe. 2.000 de spectatori. Da, vă rog. Zic să trecem o revistă cele două echipe. Câți spectatori asistă? În acest moment, băimărenii solicită o lovitură de la 11 metri. Chitaș, care astăzi joacă vârf, a căzut în careul de 16 metri, s-a lunat de un adversar, dar centralul acestei partide, Andrei Vladimir Nadea, a lăsat jocul să continue. Așadar, cele două formații și câți spectatori asistă la această partidă, Ion Șter? Am avut? Am spus cele două echipe, dacă poți să ne le prezint, și câți spectatori asistă, da, la acest joc. Bineînțeles. Oaspeții de astăzi, CSC Dumbrăvița, avându-l la timon pe Cosmin Stan, începe această partidă cu Robert Nicloș în poartă, jucător de câmp Alexandru Martinov. Gol pentru Unirea Dej. Numai puțin, Ioan Șter, și rog colegii să mutăm rapid la Dej. Unirea Dej deschide scorul, întâlnirea cu Poltenia Timișoara, minutul 10. Te ascultăm, Ioan Șter, și avem imagini de la Dej. Da, sunt ceva probleme legate de această legătură cu Ioan Șter. Revenim aici în studio. Iată, Robert, că Unirea Dej, conform premizelor pe care tu le anunțai, începe bine partida. Nu ne miră Politehnica Timișoara, din păcate, nu mai sperie pe nimeni. Dar Unirea Dej, iată, după doar 10 minute, marchează, din păcate, o să aflăm autorul golului. Cine a punctat pentru Unirea Dej? Minutul 10, 1-0. Și iată că se pare că la Baia Mare Dumbrăvița... 2-0 pentru Dumbrăvița, întâlnirea cu Vineorbaia Baia Mare, minutul 13. Haideți să ne mutăm rapid din nou la Baia Mare, să vedem această nouă fază cu echipa din Dumbrăvița. Incredibil, Robert, ce debut de partidă pentru Comunal Dumbrăvița. Să vedem această fază, nu? Baia Mare în genunchi după primele 12 minute. Din păcate, pentru formația gazdă, iată că începutul de joc este unul total nefast. Două goluri primite de la Dumbrăvița. Chiar faza a fost puțin mai devreme. N-am apucat nici noi să vedem cine a marcat și maniera în care s-a făcut acest lucru. Este 2-0, așadar, pentru CS Comunal Dumbrăvița. Greu de gestionat situația din acest punct de vedere. Neașteptat, Robert, debutul de la Baia Mare. Total neașteptat. Nu puteam să anticipez o astfel de desfășurare a partidei. Atât, după 13 minute, oaspeții conduc cu 2-0 pe Vineorbaia Mare. Vom vedea ce replica echipei băimărie, dacă va exista o astfel de replică. Păi clar că la 2-0, o echipă Dumbrăvița cu 9 goluri primite în ultimele 3 etape, nu era greu de anticipat, dar până la urmă, iată că
micuța echipă timișoreană reușește o replică foarte bună în disputa cu cei de la Mineral Baia Mare. Da, par total lipsiți de constanță, de consistență, cei de la de reacție, cei de la Mineral Baia Mare să fi condus acasă după doar 13 minute cu 2-0 este o situație absolut delicată. Tocmai când cei de la Mineral Baia Mare se gândeau, Robert, nu, că pot aduce puncte importante înainte de această pauză. Meciul nu este terminat, dar Dumbrăvița începe, iată, convingător și rămâne o echipă foarte surprinzătoare. Da, total, practic nimeni nu putea să anticipeze o astfel de evoluție a scorului. Iată, 2-0 în minutul 14. Acum poate colegul nostru Șter să ne poate da mai multe detalii. Așteptăm o nouă legătură, Ioan Șter, deși am văzut că se aude destul de greu acolo. La Baia Mare, probabil că și vremea este una nefavorabilă, dar am văzut că în multe zone din țară timpul nu este deloc prietenos cu fotbalul. Sperăm să fie cu noi astăzi după amiază la voluntari. Așadar, Robert, ne apropiem de minutul 15 și pe două stadioane s-au marcat. Nu pare deloc rău așa pentru minutul sfert de oră. Da, într-adevăr, surprinde cu altul. Dacă ar fi fost rezultatul la Mineral Baia Mare, ați spus că e ceva normal, dar iată 2-0 pentru Dubrovița, 1-0 Unirea Deci Poltenia Timișoara. Nu s-a marcat pe celelalte trei stadioane, în Pantelimon, Metaloglobus, CSM Slatina 0-0 minutul 13, minutul 15 la Chiajna, în disputa între Concordia și CS Comunal 1559 și Limbar, același scor 0-0, cum 0-0 este și întâlnirea de la Târgu Jiu dintre Viitorul Pandurii și Progresul Spartac. Da, ne întoarcem la Ioan Șter. Ioan Șter, gluma se îngroașă la Baia Mare, Dumbrăvița marchează golul cu numărul 2. Revenim sub dealul Florilor, așa este, gluma se îngroașă la Baia Mare, este 2-0, suntem în minutul 16. Paulevici a reușit să majoreze diferența cu o lovitură de cap după o centrare venită de pe partea stângă. Tot oaspeții sunt cei care controlează jocul și se află în jumătatea de teren a Băi Mărenilor. Acum o nouă centrare venită de pe partea stângă, de această dată Mondragon este la post și respinge. Am rămas dator cu cele două formații, așadar antrenorul echipei CSC Dumbrăvița, Cosmin Stan, a trimis în teren următorul 11, poartă Robert Miclos, jucător de câmp Alexandru Martinov, Cot Sebastian Bura, Dragan Paulevici, Vlad Gâsă, Andrei Olaru, Luca Bodri, Călin Toma, Costel Zurbaciu, Toma Bodri și Patrick Pașcălău, Cătălin Trifon și Ionuț Stănase. Capitanul echipei, Simeon Petre. Pe banca de rezervă, jucătorii de câmp, Denis Pickling, Alexandru Trismonat, Adrian Ungureanu, Denis Curea, Răzvan Ghinescu și Popa David. De cealaltă parte, antrenorul Ciprian Danciu începe această partidă cu Alex Costache în poartă, jucător de câmp Cătălin Alexe, John Mondragon, David Simion, Alexandru Stoian, Ricky Neva, Mircea Donca, Bogdan Rotar, Rafael Stănescu, Alexandru Măreș și Vasile Chitaș, capitanul echipei John Mondragon. Rezerve pentru postul de portar în poartă Raul Băilă, jucător de câmp Ciprian Stanciu, Justin Neacșu, Răzvan Lazar, Viorel Kinde, Sergiu Ciocan, Gabriel Oită, Catama Paceco și Kevin Bacare. Arbitrează această partidă de la Baia Mare o brigadă de arbitri condusă la centru de Andrei Vladimir Nord din Măcăceni Alba, ajutat la cele două margini de Cosmin Bojan din Târgu Mureș și Emeric Tocăi din Sibiu. Arbitrul de rezervă, Nicolae Dragoș Lunca din Cluj-Napoca, observator de arbitri, Octavian Șovre din Satu Mare, observator de joc, Leontin Moga. Pentru că am numit brigada de arbitri, să mai spunem că centralul partidei de astăzi, Andrei Vladimir Nord, a debutat în eșalonul secund, tot la Baia Mare, într-o partidă PCM Baia Mare, India Târgoviște, pe data de 3 octombrie 2015. Da, așa John, cum spuneam, da? Câți spectatori asistă la această partidă? Iată că Minaurul începe destul de neconcludent, totuși lumea probabil... Aproximativ 1000 de spectatori asistă la această partidă și putem să spunem, iată, o nouă ocazie pentru echipa vizitatoare. Cel care a șutat spre poarta lui Alex a fost Toma Călin, dar un fundaș băimărean a reușit să respingă în ultima clipă. În jur de 1000 de spectatori așadar asistă astăzi la această partidă și putem spune fără teama de a greși că băimăreni au plecat de la vestiare deja cu acest 0-2. În continuare, Dumbrăvița este
la cârma jocului. Da, mulțumim foarte mult. În primul 11 vreau să spun și-a făcut al Băimărean, în primul 11 Băimărean și-a făcut apariție numai puțin de 5 jucători față de primul 11 cu care au abordat etapa trecută la Miercurea Ciuc. Nu știm dacă este un experiment. Vom încerca să aflăm pe durata acestei partide. Cert este că suntem în minutul 20 la Baia Mare și oarte zicește ce Dumbrăvița conduc cu 2-0 Minaur Baia Mare. Da, iată. A fost Ioan Șter. Alex Militaru, Robert, este cel care a marcat pentru Unirea Dej primul gol al partidei. Ne ține la curent, măcar cu aceste amănunte, președintele grupării din Dej, Gabriel Magdaș, a găsit această soluție și mulțumim. Da, mergem și la Metaloglobus. Cătălin Mihalache este alături de noi. Situație delicată pentru echipa gazdă, Cătălin. Șanse importante însă astăzi în disputa cu CSM Slatina. Ce se întâmplă? Bună ziua! Salut, Ionele! Bună ziua tuturor! E minutul 17, un rezultat la care probabil nu vă așteptați, 0-0. Nu s-a jucat nimic până acum. 3-0 Dumbrăvița. Dar scuză-mă puțin, Cătălin, iată, Dumbrăvița face risipă de goluri la Baia Mare, este 3-0 pentru echipa oaspete, te ascultăm pe tine. Da, nebunie la Baia Mare. Cineva se bucură de fotbal. Da, de goluri. Hai să ne întoarcem la Metaloglobus și cele două echipe. Câtă lume a venit să mai vadă echipa gazdă, Cătălin Mihalache? Păi, să știți că lumea este, sunt vreo 200 și ceva de spectatori, ca de obicei. Nu știu dacă ați dat știre echipelor, dacă nu... Da, da, le așteptăm. Da, păi hai să începem cu oaspeții, în toată Ionut Pop, jucători de câmp Robert Gherghe, chiar Robert nu era cu tine în platou? Da, e pe cazul. Da, Cătălin Doman, care este și capitanul echipei, Dragul Petrescu, Marian Manea, Dorin Toma, Alin Isaru, Luis Niciu, Ionut Mitran, Andrei Trascu și George Leasă. Rezerve, Cătălin Precuț, Alexandru Dinu, Marian Șerban, Alexandre Simoeș, Remus Tranca, Radu Necșulescu, Cristinel Dinu, Constantin Radu și Alexandru Popovici. De partea cealaltă, Metaloglobus, în poartă, ca de obicei, George Gavrilaș. Jucători de când Petre Goge, Andrei Răuță, George Caramalou, Andrei Sava, Ocan Ceatit Perzoglu, Alexandru Gheorghe, Robert Neacșu, Claudiu Herea, Adrian Sârbu și căptanul echipei Ovidiu Herea pe bancă sau Cristian Delpovici, Lucian Cazan, Dragoș Cuiban, Alex Potecea, Raul Cristea, Alexandru Pătlăgică, Dragan Cazimir, Laurențiu Liș și David Mie. Da, Cătălin, interesant, spuneai pe bancă stau. Cine stă pe banca tehnică la această partidă pentru Metaloglobus București? Păi, pe banca tehnică, sarcina de principală îi revine antrenorului de portar, Daniel Pantu. Practic este un, e o gașcă de antrenor, pentru că și Ovidiu se ocupă de conducerea din teren a echipei. Și Gigel Coman, nelipsitul Gigel Coman. Dar foarte probabil, Cătălin, și asta este ultima apreciere la prima intervenție. În zilele imediat următoare se va instala foarte probabil un antrenor principal. Păi, am luat asta, se așteaptă toată lumea. Momentan nu este nimic stabilit. Discuții probabil există. Cătălin, să te uiți atent prin tribune, te rog frumos, că poate viitorul antrenor a venit să vadă deja la lucru echipa. Ne vom întoarce la Metaloglobus, deocamdată este 0-0 și Robert, ce gafe de portar, Alexandru Costache, fără reacție, de fapt, întreaga apărare a celor de la Minaur Baia Mare în vacanță astăzi, 3-0, uimitor scorul la Baia Mare în acest moment. Portar care a fost multe meciuri la nivelul și anul trecut, dată sub cred că a fost și la Petrol Păiști, am la Concordia Chiaj, am trecut la Dunărea Călăraș și iată că totuși acest portar nu reușește să limiteze acest 0-3 într-un 20, efectiv sunt stupefiat de această evoluție a scorului. Era aproape imposibil pentru mine să anticipez așa ceva. 3 goluri în mai puțin de jumătate de repriză pentru echipa gazdă, pentru echipa oaspetă, o echipa oaspetă care, așa cum spuneam mai devreme, venea după 3 înfrângeri consecutive în care primise mai puțin de 9 goluri, dar iată că de aceea este frumos fotbal, niciun meci nu seamănă unul cu altul și eu în acest duel al noilor promovate se pare că echipa timișoreană câștigă detașat duelul cu echipa băimăreană, care nu reușește să pună
cu adevărat probleme echipei oaspete. Am văzut acum o lovitură liberă exact undeva la 35 de metri de către cei minalul Baia Mare, o minge plasată sus, dar recepționată fără nici fel de probleme de către portarul echipei oaspete. Da, ne întoarcem la Baia Mare. Ioan Șter este din nou în legătură directă cu noi. Festival de goluri. Ioan Șter, din păcate pentru voi, marchează echipa oaspete. Așa este, suntem în minutul 25. La precedenta intervenție pe care am avut-o, ne-am despărțit în timp ce formația oaspete se pregătea să execută o lovitură de colț. Din acea lovitură de colț, tânărul fotbalist Patrick Pașcalău, de numai 16 ani, a reușit să introducă balonul în poartă cu capul, aducând scorul la un neverosibil 0-3. Echipa băimăreană nu se regăsește și Ciprian Danciu se pregătește în acest moment să trecheze numai puțin de 4 schimbări în minutul 25. Vom reveni asupra schimbărilor pe care se fac în formația băimăreană. Băimărenii nu se regăsesc în jocul practicat, nu se regăsesc în linia mediană, cât și ofensivă. Se pare că acest experiment al principalului Ciprian Danciu nu a reușit și în acest moment asistăm la cele 4 schimbări care se vor efectua. Vom reveni asupra lor. Suntem, cert este că suntem în minutul 26 de acum. Minaur Baia Mare, ce se cel dumbrăvița 0-3. Da, mulțumim, John Șter. Uimitor, Robert, să faci experimente. Iată ce ne spune Ioan Șter. Câteva schimbări notabile, de altfel, ca și număr. În efectivul echipei gazdă, 4 mutări face acum Ciprian Danciu. Se vede că efectul nu a fost și el scontat. Greu să mai revii acum. Ar fi uimitor, de altfel. Dar totuși am văzut ieri, Robert, o partidă de Liga a 3-a. SC Popești de Ordeni conducea cu 2-0 la Real Bradu la pauză. Și rezultatul final, 4-3 pentru echipa gazdă. Da, într-adevăr, am observat și am văzut acea partidă. Dar să nu uităm, mă rog, e cu tot și cu totul altele. Cine a marcat acolo decisiv, Robert? Adelin Voinescu. Adelin Voinescu, da, jucătorul acela la FC Voluntari, a și debutat în prima ligă pentru echipa noastră. Hai să mai mergem puțin și la Târgu Jiu, Călin Stoleru, și continuăm după aceea discuția noastră. Ne întoarcem la Târgu Jiu, fără gol în continuare. Călin Stoleru, Viitorul Bandurii, Progresul Spartac, echilibru și în teren și pe tabela de marcaj. Da, într-adevăr, așa este. După un început bun al celor de la Spartac, Viitorul a egalat, să zicem, și la ocazii de gol situația, pentru că Drago a avut și el o bună oportunitate de a înscrie în minutul 10 după o centrare bună a lui Robert Dănescu. A reluat capitanul Viitorului din cam din 8 metri, era însă ușor în lateral, așa, și mingea a fost reținută de Valentin Mărgărit. S-a echilibrat partida de la Târgu Jiu, plouă aici la Târgu Jiu și au făcut apariția și suporterii celor de la Progresul Spartac. Cred că sunt cam în jur de 30 de persoane acolo și în galeria celor de la Spartac, care asigură în acest moment fondul sonor pe stadionul din Târgu Jiu. Din partea gazdelor sunt cam în jur de 100 de spectatori la această partidă. Da, deci, iată, Robert, se întâmplă ceva la Dej. Ne întoarcem. 1-1 egalează Politica Timișoara. Să mergem cu imagini, dacă putem, la Dej. Mulțumim foarte mult, Călin. Mulțumim foarte mult. Da, iată, la Dej se pare că nu avem acest delay pe care îl avem în celelalte transmisiuni sportive. Practic, fiind transmisia făcându-se pe pagina de Facebook a celor de la Unirea Dej, nu avem acel delay care le găsim mai ales la transmisia de pe YouTube. Echipa Timișoran restabilește egalitatea în minutul 26, 1-1, Unirea Dej Politehnica Timișoara. Și replică bună, spuneai, Robert, că Politehnica nu mai marcase din prima etapă. Iată că este condusă pe tabela de marcaj la Dej, de o echipă în formă, Unirea, dar revine trupa lui Bogdan Andone. Da, într-adevăr, egalitate în minutul 20 și nu mă așteptam la această reacție imediată a elevilor lui Bogdan Andone. Poate colegii din regie vor face un artificiu tehnic să ne ofere o reluare a acestui gol, în condițiile în care, neavând corespondenți, vom încerca noi să identificăm cu ajutorul acestei faze cine este marcatorul echipei bănățene. Fază importantă, unde suntem aici, și tot la Baia Mare. Aș ruga să avem imagini mai puține de la Baia Mare, unde scorul este unul relevant, și să stăm mai mult pe stadioanele unde lupta este mult mai echilibrată. Aici au fost foarte multe goluri pentru echipa gazdă. Iată, ne întoarcem așadar la Metaloglobus, unde, Robert, echilibrul este în continuare la el acasă. 0-0 Concordia, Comunal și Limbăr. Da, într-adevăr. Iată, 1-1 rezultatul la
la Deji, trei stadioane în continuare s-au marcat, vorba de partea dintre Metalul Globus și SM Slatina 0-0, minutul 27, minutul 29 la Chiajde, unde avem imagini, întâlnirea dintre Concordia Chiajna Comunal și Limber 0-0, același scor și în minutul 30 la Târgu Jiu, unde, acolo unde Progresul Spartac îi vizitează pe cei de la ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Dar, Robert, în afară de această dispută de la Baia Mare, unde lucrurile sunt incredibile în favoarea formației vizitatoare, echilibrul este la el acasă, așa cum probabil ne aștepta, în cel puțin pe parcursul primei reprize. Da, în adevăr, ți-am spus de statul acestei partide. Între timp marchează și Minaur, Baia Mare 1-3, minutul 30. Da, festival de goluri la Baia Mare. Iată că Minaur revine și marchează pentru prima oară. Se vede că cele patru schimbări și-au făcut efectul imediat. Da, chiar ar fi curios, Robert, dacă a marcat unul din jucătorii nou intrați. Vom vedea însă la final dacă chiar a fost inspirat Ciprian Danciu. De ce nu? Încă un gol până la pauză și cine știe ce se poate speranța întâmpla. Speranța mă ultima. 3-1 așadar pentru Dumbrăvița. În partida cu Minaur, Baia Mare, vom urmări la Metropola TV golul formației pregătite de Ciprian Danciu, care probabil se și gândea la acest 0-3. Cine știe ce urmează după meci. Da. O ușoară gură de oxigen, oricum este diferența destul de greu de recuperat. Dar să ne aducem minte că în urmă cu două etape, echipa gazdă, tot într-un duel al noilor promovate, întâlnea pe Slatina. Slatina concea 1-0 la pauză, iar numai decurs de câteva minute, echipa Băi Măreana a rus să întoarcă acest rezultat. Da, 3-1, foarte multe goluri în această partidă, unde Robert nu prea ne așteptam. Vorbim de două promovate care nu arată așa convingător pe partea de atac. 4 goluri în 30 de minute, peste toate așteptările. Da, într-adevăr, greu de anticipat o astfel de desfășurare a scorului, atât de mult 4 goluri să se marcheze numai 30 de minute. Dar până la urmă, este frumos, pentru că pe orice stadion se marchează, dacă acesta este starea și pipera fotbalului, sunt aceste goluri. Iată, o simplă formalitate îndeplinită de către un atacant al echipei, un jucător ofensiv al echipei Băi Mărene, din minutul 30, 1-3, Minaur Baia Mare, CSC Dumbrăvița. Da, și rămâne de văzut, Robert, dacă spuneam, se mai marchează până la pauză în contul echipei gazdă, cine știe ce derulare va avea mai apoi această partidă, și spun asta în condițiile în care Dumbrăvița, iată, arată bine pe partea ofensivă, dar în ultimele partide de campionat primise foarte multe goluri. Să vedem dacă se întâmplă acest lucru și astăzi. Ne întoarcem cu imagini la Chiajna, Concordia Comunal și Limber în continuare, 0-0, într-una dintre cele mai așteptate partide din această etapă cu numărul 7 la nivelul eșalonului secund. Echilibru, Robert Gherghe, așa cum ne așteptam. Da, ne așteptam la un echilibru, dar totuși credeam că această balanță va înclina ușor către echipa ilfoveană, va fi într-un fel sau altul, ținând cont că este o echipă cu atât de mulți jucători experimentați și în fața lor o echipă nou promovată, chiar dacă această echipă nou promovată, și mă refer la echipa din Slatina, a înregistrat rezultate neașteptat de bune în acest start de campionat, mă așteptam ca echipa ilfoveană să se impună până acest moment sau cel puțin să reușească să marcheze un gol. E bine, nu este așa. Minutul 31 la Chiajna, în continuare Concordia și Comunal și Limba sunt la egalitate 0-0. Și probabil, Robert, aici suntem în acea zonă în care spunem, băi, cine va marca, va câștiga, nu? Ceva de genul ăsta, un singur gol s-ar putea dovedi decisiv în economia partidei. Ambele formații au destui jucători importanți în liniile de atac pentru a forța, un gol. Mă surprinde oarecum, am văzut la Concordia o defensivă mult schimbată, cu precădere în zona centrală, nu acolo unde... Și vreau să-ți dau și o informație, ținând cont că nu avem corespondent la Timișoara, la Deji, golul echipei timișoarene a fost marcat de Marin Mudrajia în minutul 25, cel care a reușit să marcheze cu o frumoasă lovitură de cap. Deci minutul 25, Marin Mudrajia marchează pentru echipa bănățeană. Da, și lucrurile stau bine în acest moment pentru Politehnica Timișoara, o echipă care are mare nevoie de puncte, dar ne aducem aminte, Robert, că Unirea Deji a revenit de foarte multe ori pe tabela de marcaj, demonstrând o maturitate din ce în ce mai accentuată la acest nivel competițional. Da. Rămâne însă un meci, și spun eu, deschis oricărui rezultate, și echipa gazdă are în continuare statutul de favorit. Iată că singurele meci partide în care s-au marcat sunt acolo unde evoluează echipele timișorene, echipe care, iată, reușesc surprinzător chiar să conducă, una dintre la Baia Mare, iar cealaltă Timișoara să egaleze primul gol pe care, iată, se marchează după ce s-a marcat în prima etapă. Al doilea gol a venit de-abia în etapa 7-a, această secetă ofensivă cu care s-a lovit echipa bănățeană, reușește să marcheze și, în continuare, ce nu, meciul este deschis oricum rezultat, și de data aceasta vreau să spun că balanța înclină în favoarea ta. A anticipat că va fi o partidă echilibrată în care și timișorenii au șansa lor. Eu mizam pe o victorie clară a echipei de Jene. E bine, se pare că până în acest moment predicția ta este mai aproape de realitate. Da, mă gândesc
vezi, Robert, fotbalistic, așa totuși, că ceva trebuie să se întâmple și la o echipă precum Politehnica Timișoara, care este înconjurată în continuare de simpatie. Îmi place această încredere pe care o are în continuare Bogdan Andone. Nu cred că asta este soluția, nu? Să schimbi rapid antrenorul pe care l-ai investit în vară. Mai e nevoie de răbdare. Cei de acolo încă au acest cuvânt în vocabular. Răbdare, să vedem cum se va termina partida de astăzi. Cel puțin deocamdată, echitabil pare rezultatul de la Dej 1-1. Unirea din localitate Politehnica Timișoara. Sunt două echipe, Robert, care au și părăsit Cupa României la mijlocul săptămânii, rămânând doar cu grijile campionatului. Una mai importantă, Unirea Dej, și alaltă Timișoara, în zona inferioară a clasamentului, unde este mare nevoie de puncte. Da, într-adevăr, ai dreptate, ambele echipe voit sau nu au renunțat la această competiție. Este o competiție de anduranță, mai ales nouul format, urmează play-off-ul, apoi se va intra pentru prima dată în istoria Cupei României, din câte știu eu, se va intra prin faza de grupe. S-a încercat să se creeze o altă dinamică și un alt interes în jurul acestei competiții. Am văzut că și premiile în bani acordate către Federația Română de Fotbal au crescut semnificativ față de sezonul precedent. Până la urmă este un lucru bun. Să sperăm că multe dintre echipe vor avea prilejul să rodeze chiar în această competiție jucători care joacă mai puțin în campionat, atât la nivelul primerii, cât și la nivelul eșalonului secund. Un format nou care mi-a fost destul de greu să-l înțeleg. Este ok, din punctul meu de vedere, avem aceste meciuri care se desfășoară în play-off. Primele 8 echipe care au evoluat anul trecut, care s-au clasat pe primele poziții la sfârșitul ediției precedente de campionat, merg direct în faza grupelor. O competiție interesantă, vom vedea până la urmă dacă această nouă competiție, acest nou format va încărca mai mult calendarul sau va suscita mai mult interes pentru iubitorii fotbalului. Ne întoarcem, Robert și dragi prieteni, la o partidă în care până acum golurile nu își fac simțită prezența. Vorbim evident de partida de la Târgu Jiu, Viitorul Pandurii, Progresul Spartac, în continuare echilibrat, Călin Stoleru fără goluri. Da, într-adevăr, așa este partida de la Târgu Jiu. Este o partidă echilibrată, fără goluri. Cele două echipe au început bine meciul, însă apoi s-au anihilat reciproc. N-a mai fost nici măcar un șut pe spațiul porții aici la Târgu Jiu între cele două formații apropiate în clasament. De altfel, le desparte doar un singur punct în acest moment. Aș putea spune totuși că Progresul Spartac este o surpriză plăcută prin modul în care este așezat în teren și cum gestionează această partidă de la Târgu Jiu. Cred că e un pic surprinsă echipa gazdă. Mă așteptam la un forcing mult mai impresionant al celor de la Viitorul, însă deocamdată nu vine acea forțare în atac a echipei gazdă. Florin Stângă îl văd agitat pe marginea terenului, încearcă să-și impulsioneze jucătorii. Deocamdată jocul este oprit. Cred că este acolo Dragu, capitanul echipei, primește îngrijiri în acest moment. De altfel, au mai fost 2-3 momente în care jocul a fost întrerupt datorită unor intrări ceva mai energice din partea jucătorilor celor două formații și au necesitat intervenția medicilor. Văd acum medicul formației gazdă care face semn că totul e în regulă și Dragu poate continua această partidă, deși îl văd că se ține de umăr. Cred că a căzut rău acolo Dragul după un duel cu un apărător al echipei oaspete. Este scos totuși la margine pentru îngrijiri suplimentare, dar s-a făcut un semn că poate continua jocul capitanul echipei gazdă. Așteptăm acum să se reia jocul. Vă spuneam că fondul sonor la Târgu Jiu este asigurat de ceva minute bune de galeria celor de la Progresul Spartac, care și-au făcut apariția aici la Târgu Jiu și își încurajează favoriții. În continuare, suntem în minutul 39 al partidei de la Târgu Jiu. S-a reluat jocul 0-0 pe tabela de marcaj. Echilibrul este și în teren. Așteptăm să vedem cum se vor derula ultimele minute ale acestei prime părți de aici, de la Târgu Jiu. Da, Călin, mulțumim foarte mult. Dacă se întâmplă ceva pe tabela de marcaj, evident că ne vom întoarce la tine. Finaluri, Robert, mai liniștite, parcă după ce am avut acea avalanșă de goluri, parcă acum este liniște la capitolul ofensiv. Da, într-adevăr, și atât că din păcate mi-aș dori să nu am dreptate în ceea ce am anticipat, doar va fi o etapă sau acest prim calup de 5 partide și să se joace azi de la ora 11 în cadrul etapei a 7-a, Ligii a 2-a,
nu se va marca foarte mult. Într-adevăr, excepția care a confirmat regula a fost întâlnirea de la Baia Mare, unde s-au marcat numai de 4 goluri în primele 30 de minute. Și oarecum surprinzător, de ce nu, și chiar și rezultat. Este 4-1 pentru Dumbrăvița. 4-1 pentru Dumbrăvița. Incredibil ce se întâmplă la Baia Mare. Da, iată, un nou gol pentru formația vizitatoare. Eu sunt de acord cu tine, Robert. Incredibil ce se poate întâmpla la o partidă de Liga a doua, în care formația vizitatoare, o nou promovată, marchează, iată, de 4 ori pe parcursul primei reprize. Este uimitor, totuși, ce se întâmplă acolo. Cât de ușor este depășită defensiva celor de la Minaur, Baia Mare, să primești 4 goluri pe teren propriu, mi se pare de-a dreptul jenant, să nu spun altfel. Ai fi parcă o echipă de amator, Robert, care te aliniezi acum pentru prima oară într-o astfel de competiție și primești, atenție, 4 goluri de la o altă nouă promovată pe propriul tău teren, umilință maximă. Dacă ar fi să fac o trecere exact în minutul 40, în etapa trecută, era scorul 4-1 întâlnirea de Dumbrăvița și Unirea Slobozia. Hai că mergem la Ioan Șter să vedem ce s-a întâmplat din nou. Gol acolo. Ioan Șter, recital ofensiv al echipei vizitatoare. Unde este apărarea Minaurului? Așa este, meci nebun la Baia Mare, suntem acum în minutul 40, oaspeții conduc cu 4-1, a fost mai întâi o reducere de diferența de scor a băimărenilor, care au înscris, de fapt a fost un autogol înscris de Toma Bodrin, a fost o incursiune pe partea dreaptă a lui Sergiu Ciocan, o centrare la firul ierbii în careul mic și Toma Bodrin, presat de Viorel Kinde, și-a introdus balonul în poartă. Este la fel de adevărat că Viorel Kinde ar fi îndeplinit o scurtă formalitate înainte de a introduce balonul în plasa porții apărat de Micloș. Acum un minut, în minutul 39, Paulevic îl angajează foarte bine în careul mic pe capitanul echipei Zulbaciu și îl învinge pe Costel Alepte, portarul băimărean, care nu reușește astăzi să închidă poarta. Așadar, din minutul 39, oaspeții CSC Dumbrăvița conduc cu scorul de 4-1. Un meci nebun, așadar, la Baia Mare și așteptăm să vedem ce schimbări vor produce în jocul băimărenilor. Modificările făcute în primul 11 de Ciprian Tanciu încă din minutul 26, s-a rămas dator cu aceste modificări. În minutul 26, Viorel Kinde, Stoian Lazar și Rotar au răsit, de fapt au intrat în primul 11 al băimărenilor și au ieșit Mărieș, Naxu, Simion și Rotar. Așadar, suntem în minutul 42 la Baia Mare, 1-4, Minaur Baia Mare, CSC Dumbrăvița. Da, mulțumim, John Șter, spunea în corespondentul nostru de la Baia Mare, să vedem ce modificări în joc aduc mutările făcute de Ciprian Dan. Și eu am văzut, este 4-1 pentru echipa din Dumbrăvița după cel autogol. Că numai Dumbrăvița a marcat, Robert, până la urmă a fost un autogol acolo, Toma Bodri, numai Dumbrăvița a marcat până acum de 5 ori, atenție, la Baia Mare. Într-adevăr, ireal ce astfel de desfășurare halucinantă a scos, nici măcar la lige de județ nu văd astfel de evoluția scorului, dar mă rog, aceasta este realitatea. Echipa Minaur, nu cred, dacă la 1-3 existau de 2 bani speranță, credeam într-un eventual gol și o ușoară revenire, măcar până la pauză, un 2-3 cu revenire pe final, e bine, la acest scor la 4-1. Mi-e imposibil să cred că în 50 de minute echipa din Baia Mare va reuși măcar 3 goluri ca să egaleze. Nu spun ca să-și câștige această partidă. Din punctul meu de vedere, zarurile sunt aruncate, o evoluție lamentabilă a echipei băimărene. Cu siguranță și antrenorul echipei gazdă are partea sa de vină. Acest experiment, cum ne spunea și cu corespondentul nostru Ioan Șter de la Baia Mare, aceste experimente se pare că au costat scump, probabil că au luat meciul chiar ca la matineu, se gândeau că această echipă care luase 9 goluri în număr precedent de 3 partide, cum am mai spus, va fi o victimă sigură. E bine, n-a fost să fie așa. Băimărini, care în etapa precedentă încasează 3 goluri de la Cixelada, primesc azi mai puțin de 4. Haideți să mergem pe final de primă repriză, din nou în Pantelimon. Cătălin Mihalache, Metaloglobus, nu găsește nici astăzi drumul către gol. Ce se întâmplă la Metaloglobus și SMS Latina? Păi nu se întâmplă nimic. Dacă vrei să vorbim despre altceva, că despre fotbal nu prea avem ce discuta momentan. Nu găsește drumul către gol momentan. Sperăm să o găsească. Să avem un 1-0 din acela total nespectaculos. Dar momentan chiar nu avem absolut nimic de notat.
Da, Cătălin, arată totuși bine formația vizitatoare, o nouă promovată, CSM Slatina, care dă o replică notabilă și astăzi. Poate arată bine din punct de vedere al clasamentului. Nu a etalat absolut nimic deosebit până acum. Un joc de staționare, fazele de poartă lipsesc de săvârșire. Nu există anumite combinații sau scheme lucrate la antrenamente care să ia eficiență. Da, este clar, Cătălin Mihalache, că... mijlocul terenului. Este clar că echipa gazdă trăiește doar prin Ovidiu Herea. Dacă nu marchează Ovidiu Herea, din păcate pentru Metaloglobus, nu o face nimeni altcineva, nu? Și adversarii știu acest lucru, îl anihilează atât cât pot pe Ovidiu Herea și rezultatele se văd pentru Metaloglobus București, care are parte de un debut de campionat cum nu a fost niciodată, cred, Cătălin Mihalache. Da, așa este. Nu, când sunt eu la echipă, nu mi-am inteles că a avut chiar așa foarte dezastruos. Într-adevăr, au fost și meciuri grele la început, dar... Ne vom întoarce în repriza a doua, Cătălin. Poate că la pauză, cel care conduce echipa, cei care conduc echipa, antrenorii secunzi, vor găsi mutările de care nevoie sau, eu știu, o așezare mai altfel, mai judicioasă pe teren. Sau poate Ovidiu Herea și intră din nou în mână și astăzi. Ne vom întoarce după pauză. Deloc surprinzător, Robert, Metaloglobus CSM Slatina, 0-0. Echipa oaspete începe să se obișnuiască cu punctele și pe terenul străine. Această Metaloglobus, care n-a fost stare să marcheze nici în deplasarea de la CSA Fumați, cum spuneam, la mijlocul săptămânii. A, bună constatare. România, așa că, da, rău să marcheze cu Fumați în deplasare. De ce ar face-o astăzi cu echipa slătineană? O echipă foarte bine pusă și organizată în teren de către Boprescu. Un rezultat de 0-0. Să nu uităm, spuneam și la începutul acestei emisii, doar 3 goluri marcate în acest start de campionat de către Metaloglobus, toate reușitele fiind marcate de Ovidiu Herea. Și cum bine ai punctat și tu, dacă doi jucători de echipei oaspete să îl marchează pe acest jucător, aflat și el la o vârstă destul de înaintată, îl marchează cu strictețe, la cred că are 38 de ani, dacă nu mă înșel, Ovidiu Herea, e greu să stai totuși la mâna unui jucător, care nici măcar nu este atacant, nu este un vârf pur, este un jucător, un număr 10. Iată că în acest moment sunt probleme majore pe plan ofensiv pentru echipa bucureșteană. Și cine știe, Robert și dragi prieteni, dacă nu iese la rampă într-o astfel de partidă, Cătălin Doman, nu? De carul echipei vizitatoare, care este în stare acolo să găsească la orice fază o ieșire rezonabilă pentru echipa sa, cred că se vor mulțumi cei de la Slatina și cu un punct, dacă așa se va termina partida. Însă este de vreme, mai sunt doar 2 minute din primul mitan, urmează repriza a doua. Și probabil că cei de la Metaloglobus vor forța și mai mult după pauză, să vedem, Robert, dacă au cu cine. Da, într-adevăr, vom vedea. Deși echipa aceasta nu arată rău, dar din păcate față de ediția precedentă de campionat nu mai au nici pe Enache, cel care plecase din trombă în ediția precedentă. Ți-aduce aminte ce surpriză a fost pentru noi acest Enache, care acum se regăsește sub culoarea celor de la Unirea Constanța. Și iată că din nefericire ne aflăm în preajma minutului 45 pe toate cele 5 stadioane, unde astăzi se joară meciul în cadrul etapei a 7-a eșalonului secund. Și cum spuneam, s-au marcat doar pe 2 stadioane, la Minaur Baia Mare o pungă de goluri, CS Minaur Baia Mare, CSC Dumbrăvița 1-4 și la Deja, acolo unde se află la egalitate Unirea din localitate și Politehnica Timișoara. În rest, rezultate de 0-0 la Metaloglobus CSM Slatina, întâlnirea din Ilfov dintre Concordia Chiajna și Comuna Șelimbăr și pauză chiar în acest moment s-a făcut la finalul partidei la Târgu Jiu, viitorul Pandurii Târgu Jiu, Progresul Spartan București 0-0. Pauză și la Baia Mare, la acest festival de goluri, Minaur, Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița 1-4, din cele mai optimiste așteptări. Nu propuneau o asemenea desfășurare a ostilităților. Pauză și la Chiajna. Pauză și la Chiajna, 0-0. Aici cred că aștepta Robert economie la capitolul goluri și foarte probabil, cum spuneam de fiecare dată, cine marchează odată, probabil că se va dovedi a fi decisiv. Prelungiri la Dej, 1-1, Unirea Dej Politehnica Timișoara și ultimele secvențe la Metaloglobus cu CSM Slatina, de asemenea 0-0. Pauză și la Dej, echilibru pe tabela de marcaj, Unirea din localitate Politehnica Timișoara, poate surprinzător pentru mulți, nu, Robert, 1-1. Rămânem cu ultimele secvențe la Metaloglobus. 2 minute de prelungire acordate, Metaloglobus CSM Slatina 0-0 și cum spunea și corespondentul nostru de la această partidă, Cătălin Mihalache, un meci în care ne-a oferit foarte puțin fotbal. Din nefericire, iată, pe sinteticul din Pantelimon n-au puțini spectatori, ci aproximativ 250 spectatori prins la această partidă, n-au putut să vadă un fotbal important, deși poate e și normal. Un Metaloglobus aflat undeva în
în suferință pe ultima poziție a clasamentului, un timp pentru CSM Slatina, o echipă nouă promovată, o echipă care cu siguranță nu-și dorește promovarea. Un rezultat de o remiză, un rezultat de egalitate în deplasare este un rezultat care oarecum se apropie de obiectivul pe care l-a trasat Oprescu jucătorilor săi înainte de această partidă. Da, și e foarte bine, Robert, că ești realist, adică nu-ți propui foarte, foarte multe, ținând cont de calitatea echipei. Chiar Dan Oprescu se plângea de buget, cred că și acolo, poate săptămâna viitoare, este aceeași problemă. Spunea că are cel mai mic buget. Da, eu văd foarte mulți oameni care spun treaba asta. Și la Liga 1 și la Liga 2. Avem cel mai mic buget, avem cel mai mic buget, avem cel mai mic buget, toată lumea se plânge de acest aspect. Poate că unii au și dreptate, CSM Slatina speră, de ce nu, la un ajutor mai consistent din partea factorilor locali. Secundele de final și în partida din Pantelimon, Metaloglobus și CSM Slatina în continuare 0-0. O lovitură de colț pentru echipa slătineană care atacă în acest final de pe și toamne, ce s-a întâmplat, oarecum București este învățat să primească gol la ultimele faze. Mi-aduc aminte și în partida cu cei de la Pensia Timișoara, echipa oaspete și cea care se află în acest moment în atac, dar totul se încheie cu un șut în afara porții expediat de către echipa olteană. Minutul 46-50 de secunde, practic ultimele secvențe ale întâlnirii din Pantelimon, Metaloglobus, CSM Slatina, în continuare 0-0. O partidă fadă din punctul meu de vedere, fără goluri, fără faze importante de joc, dar mă rog, acesta este fotbal, vom vedea, poate jucătorii nu vor mai fi scârciți cu spectacolul fotbalist și ne vor arăta faze importante de faze importante de atac și goluri în al doua repriză. Pauză între timp și la Metaloglobus, rezultat final 0-0. Da, pauză și pentru noi, dragi prieteni, după prima repriză salvată la capitolul goluri de două partide. Dumbrăvița marchează de 5 ori, este 4-1, a fost și un autogol. 1-1 la Dej în disputa dintre Unirea și Politehnica Timișoara, 0-0 pe celelalte stadioane. Pauză și pentru noi, ne întoarcem, rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.